Mie mi se pare crunt de grea această emisiune. Am stat pe șoseaua aia. Cât am putut să stăm acolo? Eu am senzația că plecăm în armată. De fapt, acolo plecăm. Cam așa ceva. Da. Plecăm pe front! Am o vârstă copleșitor de mare, după părerea mea, adică când mă gândesc câți ani am, mă ia amețeala, 50 de ani eu, 50 de ani Maria, 50 de căciulă, deci împreună suntem cât România, da? Avem un centenar. Strigă cu mine, strigă cu mine, babele, babele! Sunt Lia Bubnar, am 50 de ani, sunt actriță, scriu. Talentul meu mai răsărit nu e actoria, este scrisul, scriu teatru, scriu scenarii de film, îmi regizez propriile spectacole, am harul prieteniei, îmi plac foarte tare oamenii, sunt un om curios și consider că fiecare om are exact ce trebuie să aibă. Nu cred în nedreptăți, nu cred în noroc. Cred că fiecare suntem acolo unde trebuie să fim. Nu vă supărați, ați spus că acest sezon se numește Drumul Comorilor, despre noi vorba? Mie cea mai mare provocare mi se pare să faci un om străin să te primească la el în casă. Ce bine că te-am luat cu mine! Ca să știu că am această experiență, eu aș fi dat bani. Eu nu aș da bani niciodată cu chestia asta. Ba din potrivă, pare rău că n-am cerut cât trebuie. Eu am să vorbesc cu filipinezii în franceză. Exemplifică. Aia, on se trouve bien, on se trouve très bien. Eh, parce que je comprends pas, c'est chiant. Vous avez vu, les filipinezi, on se trouve, s'il vous plaît, je comprends, on se trouve de dormir, on se trouve au camera, on se trouve blonda. Blonda, moi, réussons, je me fais, c'est bon. Va fi aventura vieții noastre. Că după aia intrăm la pensie.